40 de misiuni au fost efectuate de către pompierii mehedințeni în acest weekend. Dintre acestea, peste 20 de intervenții au avut nevoie de acordarea asistenței medicale de către paramedicii SMURD. Mereu la datorie și prompți, pompierii își pun de multe ori viața în pericol pentru a o salva pe a noastră. Weekend plin de incidente nefericite în Mehedinți. Pompierii au efectuat 40 de misiuni doar în două zile, dintre care 3 pentru stingerea unor incendii, 25 pentru acordarea asistenței medicale de urgență, iar 15 pentru prevenirea și combaterea răspândirii noului coronavirus. În acest weekend, pompierii mehedințeni au efectuat 40 de misiuni, 25 dintre acestea fiind intervenții în situații de urgență, iar 15 acțiuni pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus. Dintre cele 15 acțiuni pentru prevenirea și combaterea răspândirii noului coronavirus, 2 au fost pentru decontaminarea a 2 ambulanțe SMURD și SAJ, 2 pentru preluarea și transportul unor persoane care au necesitat îngrijiri medicale care au fost plasate în carantină la domiciliu și 11 pentru verificarea respectării măsurilor sanitare impuse de autorități.